Cele mai noi produse și tehnologii pentru agricultură și-au dat întâlnire anul acesta la Indagra. Unul dintre cele mai inovative produse din gama îngrășămintelor organice vine de la Aviputna, o afacere 100% românească, al cărei obiect de activitate îl constituie creșterea găinilor ouătoare și producerea de ouă pentru consum. Avisol, un îngrășământ organic 100% natural, rezultat din dejecția de pasăre, ideal pentru producția ecologică, a fost prezentat în cadrul târgului Indagra și nu am ratat ocazia de a sta de vorbă cu reprezentanții Aviputna despre această tehnologie unică în România. Vă invit să aflați mai multe detalii imediat în jurnal. Aviputna este o fermă de păsări pentru consumul de ouă. Are o istorie lungă, este din 1961. Din 1991 este 100% românească, fiind preluată de doctorul Ștefan Balaban, mai departe moștenită de fica dânsului. Și cu ce ați venit la Indagra anul acesta? O al doilea produs pe care îl avem, nu ouă, ci îngrășământ organic, Avisol, care este un produs complementar din dejecție de pasăre, printr-o fermentare organică care se face între 10 și 14 zile, după care se usucă încă 15 zile. Atunci o să vă întreb pe dumneavoastră, inginerul agronom, cu ce vine nou, practic, produsul dumneavoastră în piață? Produsul nostru vine în piață cu rolul de a îmbunătăți gradul de humus din sol, în primul rând. Are o remanență de la an la an legat de NPK, azot, fosfor și potasiu. Se poate folosi în agricultură cu succes. Aici vorbim de legumicultură, pomicultură, viticultură, cultura mare, deci este recomandat pe toată paleta. Ținând cont că agricultura din România în ultimii 30 de ani a fost făcută după ureche, în ghilimele, și folosindu-se foarte mult chimicul, solul este extrem de degradat, așa că noi am picat la fix cu Avisol, care este benefic în mare pentru sol.